Biserica noastră nu este doar expresia poporului judecății la Odiseea, dar prin accentul pe care l-a pus încă de la formarea ei pe valorile strânse în ceea ce numim sănătate, este și purtătoarea peste atâtea milenii a amintirii existenței edenice. La început, Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru și așa s-a întâmplat. Plin de dragoste, capabil să păzească și să lucreze grădina, să conducă întreaga planetă, de la cele mai mici până la cele mai mari forme de viață, desăvârșirea omului, observată de Dumnezeu la sfârșitul săptămânii creațiunii, cuprindea și perfecta lui stare de sănătate. O sănătate după chipul lui. Dorul de Dumnezeu și de cer este dincolo de toate trăirile spirituale pe care le propune și dorința de a fi sănătos. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Până la împlinirea profeției nu a mai rămas mult, dar să ne întoarcem la profundele concepte primite de umanitate la creațiune. Relația cu Elohim, integrarea în lumea creată și stabilirea ierarhiei utile omului în ecosistem, sănătatea familială, iată, ea este ostinoasele mele, nutriție, vă dau hrană, igiena muncii, grădina de lucrat și păzit, rigoare spirituală, să nu mănânci din pomul cunoștinței, responsabilitate decizională. Când omul a devenit un suflet viu, prima imagine înregistrată a fost cea a Creatorului, o realitate care încă persistă la mii de ani distanță agresiunilor spirituale din cele mai diverse. Dorința lui Moise de a-l vedea arată setea permanentă de Dumnezeu, foamea de real, de material. În final, omului îi este îngăduit să-l vadă, dar nu în întreaga strălucire, ci doar dinapoi. Am putea spune că nu este o expunere importantă a patriarhului slavei lui Dumnezeu în comparație cu minunatele dimineți când omul era căutat în răcoarea zilei de Dumnezeu. Și totuși, coborându-se de pe munte, Moise are o mare surpriză. Poporul nu poate suporta fața iradind de lumină și slavă și se cere să-și acopere cu o mahramă, dovada și amintirea unei experiențe de cunoaștere atât de neobișnuite. Clamăm prezența lui Dumnezeu, ori absența lui, din situațiile în care ne aduce viața noastră, a grupului sau a lumii întregi, fără să știm cine este și fără să dorim să cunoaștem limitele pe care milenii de păcat le-au validat. Fiind prea mult și prea periculos să trăim în această încumetare precum arghezii, vreau să-l pipăi și să urlu, este, Domnul Iisus ne-a lăsat calea credinței spre cunoaștere și fericire, ferice de cei care nu văd și cred. Soluție pentru apostolul Toma și toată armata de sceptici care urma să inunde și putem spune să otrăvească umanitatea. Nu poate fi alt început și nicio altă cale pentru a obține sănătatea decât cunoașterea de Dumnezeu. Atunci, fericirea ta ar fi ca valurile mării. Integrarea în lumea creată și stabilirea ierarhiei utile omului în ecosistem. În Geneza, capitolul 2, de la 18 la 20, ni se spune: Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărui viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dincolo de forma didactică, de a dori și accepta femeia ca partener, relatarea despre Adam și cunoașterea naturii ne dă încă o dimensiune a sănătății și a mijloacelor pe care le putem folosi pentru îmbunătățirea calității vieții de acum și de aici. Adam trebuia să cunoască fiecare animal și prin numele dat să facă o sinteză a ceea ce el reprezenta.
O viață împlinită este atunci când întregul ecosistem este în armonie. Numai cunoscând bine natura o putem înțelege și implicit o putem proteja. Elementele ecosistemului sunt interdependente. De exemplu, pădurile ajută la protejarea solului, așa cum știm, împotriva eroziunilor, fac parte din ciclul apei în natură, protejează biodiversitatea, oferind un habitat pentru nenumărate specii și reglează climatul local. Totodată, ele au un rol important în schimbările climatice, datorită faptului că au rolul de a capta dioxidul de carbon din atmosferă. Distrugându-le, ultimul și cel mai mare perdant este omul. Lipsa de cunoaștere și respect a ecosistemelor au dus astăzi la schimbările climatice, una dintre cele mai mari amenințări asupra mediului, cadrului social și economic. Reprezintă eșecul cel mai mare și de cea mai mare amploare a umanității de până acum, spunea Nicola Stern, economistul șef al Băncii Mondiale. Oricât de mult ar clama mișcările ecologiste dorința și determinarea lor de a salva pământul prin efort omenesc, natura îi contrazice zilnic prin alte și alte rând deschise. Dumnezeul, descoperit în Biblie, reeditând creațiunea, va fi singurul care va readuce echilibrul în haosul creat. Sănătatea familială, os din oasele mele. Familia, deși încă recunoscută ca entitate în societate, reprezintă una din realitățile a cărei indispensabilitate lumea de astăzi o pune sub semnul întrebării. Fie prin negarea sacralității legământului sau jurământului, fie prin ideologii care desfințează la modul absolut conceptul de familie, prezentând o formă de eliberare a individului într-o societate a viitorului, fără familii, fără obligații, toți copiii fiind instituționalizați, ca și cum tot ce am învățat din trecut ar fi că instituționalizarea copiilor ar fi cea mai bună soluție pentru dezvoltarea lor. Istoria a demonstrat de fiecare dată că orice căutare a libertății în afara lui Dumnezeu duce de fapt la robie și nu orice robie, ci la cea mai grea înrobire a sufletului și a trupului deopotrivă. Cuvântul lui Dumnezeu proiectează libertatea fiecărui om în dimensiunile dragostei. Dragostea de Dumnezeu, dragostea din cadrul curat și sfânt al familiei, dragostea pentru cei nevoiași și chiar dragostea pentru dușmani. Hristos declara: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Toate acestea reprezintă unicul spațiu în care omul poate trăi sentimentul deplin al libertății, pentru că numai dragostea adevărată eliberează și înalță omul la cea mai complexă și deplină înțelegere a libertății. Sentimentul deplin al unității și al apartenenței este construit de Dumnezeu în paradis. Legătura de sânge, consolidând la nivel uman instituția familiei, pentru ca nimeni și nimic să nu o poată nega. Și omul a zis: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost făcută din nou. Și chiar în circumstanțele în care moartea rănește sufletul și omul rămâne singur, Dumnezeu nu renunță la familie, ci El însuși se apleacă cu și mai multă grijă spre om pentru a-i fi frate, soră și mamă. De asemenea, în Psalmul 68, Biblia declară că Dumnezeu dă o familie celor părăsiți, El izbovește pe prinșii de război și face fericiți. Omul a fost creat pentru a face parte din familie, de aceea sănătatea acestei frumoase binecuvântări rămâne o provocare din ce în ce mai mare pentru realitatea contemporană. Calitatea relațiilor interfamiliale influențează direct starea de bine, acționând asupra ființei umane prin pârghii psihosociale, comportamentale și psihologice. O familie echilibrată reprezintă pentru membrii ei un factor protector puternic împotriva agenților stresori cotidieni.
Totodată, asigurându-le o mai bună sănătate fizică și mentală în comparație cu oamenii ce nu se pot bucura de această binecuvântare. Lipsa stabilității și a suportului familiar are un efect asupra sănătății ființei umane similar cu cel al consumului de țigări sau al obezității, spunea Carr, Day și Springer în studiul lor publicat în Journal of Medicine în 2010. Spiritul profetic ne spune că cea mai mare dovadă a puterii creștinismului care poate fi prezentată lumii este o familie ordonată și disciplinată. Aceasta va recomanda adevărul mai mult decât orice, pentru că este o dovadă vie a puterii acestuia asupra inimii. Relațiile din cadrul familiei trebuie să fie sfințitoare prin influența lor. Căminele creștine, întemeiate și conduse conform planului Dumnezeu, constituie un ajutor extraordinar în formarea caracterului creștin. Părinții și copiii ar trebui să fie uniți în serviciu iubitor față de aceea care poate păstra dragostea omenească nobilă și curată. Nutriția, vă dau hrana. În același moment deosebit al creației, Dumnezeu nu asigură doar confortul spiritual, libertatea și fericirea omului, dar se îngrijește într-un mod special de aspectul fizic al ființelor create, oferind ghidul de nutriție și activitate fundamental în menținerea întregului organism într-o stare perfectă de echilibru și sănătate. La început, Dumnezeu a zis: iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță. Aceasta să fie hrana voastră. Geneza 1:29. A mânca sănătos nu este o problemă care ține în mod exclusiv de specialiștii în nutriție, ci, cu mult înainte ca să ne punem problema necesității acestei specialități de care ne bucurăm și beneficiem astăzi, în Geneza, Sfânta Scriptură definea hrana cea mai potrivită pentru om. Pentru o mare parte a istoriei, omenirea a ignorat, cu anumite excepții desigur, sfatul divin. Rămân într-un mod remarcabil experiențele tinerilor evrei din Babilon, care vorbesc despre orientare spre ascultare de Dumnezeu și temperanță în ceea ce privește alimentația, vrednice nu doar de admirația noastră, dar și de aprobarea Atotputernicului Dumnezeu. Dieta acestor tineri, așa cum știm, în exclusivitate vegetariană pe durata pregătirii universitare din Babilon, a fost prin excelență atât un exercițiu de ascultare, cât și unul de educare strictă a apetitului în contextul accesului liber la cea mai bogată masă pe care cineva ar fi putut să-și o imagineze pe pământ, cu cele mai alese bucate și cele mai bune vinuri și băuturi. În Daniel 1:17-20 ni se spune: Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă, a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat, ca să-l aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceștia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Astăzi, știința vine să confirme faptul că nutriția reprezintă un factor critic în sănătate și dezvoltare. O nutriție echilibrată are un impact direct asupra sănătății copiilor și tinerilor noștri, prin întărirea sistemului imunitar, scăderea riscului de a dezvolta boli netransmisibile, cum ar fi obezitatea, diabetul zaharat, afecțiunile cardiovasculare și cancerul și mecanismele de acțiune ale alimentelor asupra corpului și în vederea îmbunătățirii sănătății sunt nenumărate. Copiii sănătoși învață mai bine. Oamenii cu o nutriție adecvată sunt mai productivi la locul de muncă
și își creează oportunități de a se dezvolta. Apostolul Pavel ne conștientizează și ne invită la reevaluarea motivației pentru o nutriție sănătoasă. În prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, concluzionează o parte a mesajului său astfel. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Aici este vorba de mâncarea jertfită idolilor, dar sfatul este general și poate fi folosit în contextul general al nutriției. O minte sănătoasă și un trup sănătos este ceea ce Dumnezeu a creat și a dorit ca omul să păstreze. Echilibrul dintre acestea este atât de strâns încât niciuna dintre ele nu poate exista singură. Provocarea de a fi sănătos în contextul relațiilor de astăzi se materializează în mare parte în curajul și perseverența de a alege să mănânci în fiecare zi ceea ce este curat, hrănitor și bun pentru menținerea sănătății tale. Și de asemenea, angajarea în activitățile fizice potrivite pentru tine. Igiena muncii, grădina de lucrat și de păzit. În Geneza ni se relatează. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. După păcat, omului i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Omul a fost făcut să lucreze, dar la sfârșit, prin a-și scoate cu trudă hrana dintr-un pământ blestemat cu spin și pălămidă, ca martor de necontestat ai acestei situații. Și totuși, Psalmistul ne spune, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Iată cum prietenia cu Dumnezeu poate schimba în binecuvântare și fericire blestemul neascultării lui Adam. Asta nu înseamnă că pe acest pământ nu avem excese impuse de patron pentru muncitori sau angajamente asumate peste puterile noastre care ne despart și de sănătate și de cer. În Matei 13:22 avem cazul săminței, sămânța căzută între spini. Este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Supra-solicitarea prin muncă este direct legată de viziunea generală pe care o avem asupra vieții. Mulțumiți-vă cu ce aveți, ajunge zilei necazul ei. Apostolul Pavel mărturisea că este obișnuit să trăiască atât în belșug cât și în lipsă, căci pentru el un stil de viață sănătos însemna umbla în lucrul lui cu Dumnezeu. O atitudine de viață pe cât de înaltă, pe atât de provocatoare pentru oricine, cu atât mai mult pentru cei ce și-au declarat credința în apropiata revenire a lui Hristos. Rigoare spirituală, să nu mănânci din pomul cunoștinței. În Geneza aflăm că Domnul Dumnezeu a dat porunca aceasta omului. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Una dintre cele mai cunoscute rezatări din grădina de la răsărit de Eden este cea referitoare la porunca de libertate, dar și de rigoare. Poți să mănânci din toți pomii și să o faci după plăcere. Să ai bucuria cunoașterii tuturor parfumurilor și gusturilor care te pot menține sănătos și care te pot face fericit. Dar, mai presus de satisfacția culinară, este conștientizarea propriei valori,
prin raportare la binele creației stabilit de Dumnezeu. În limitele grădinii nu există restricții. Ai atât de multe posibilități de a găsi satisfacția la modul absolut. Ai atâtea ocazii să descoperi frumosul și utilul din viață, din natură, doar prin simpla decizie de a te încrede în înțelepciunea divină, în planul său și în dorința lui de a te feri de suferință. Saul, primul împărat al lui Israel, a crezut că poate să treacă peste rigoarea închinării și a jertfei de teama presiunii sociale, de teama poporului, dar această încumetare i-a adus multă suferință și, în final, moartea. O altă întâmplare dureroasă i-are drept protagoniști pe doi dintre fiii lui Aaron, în acel timp, marele preot al lui Israel, Nadab și Abihu. Aceștia au adus foc străin pe altarul de la templu și au sfârșit tragic, arși de vii. Am luat aceste exemple pentru a sublinia că nici cele mai înalte poziții sociale sau religioase nu te pot exonera de respectarea orândelilor stabilite de Dumnezeu, ci dimpotrivă, niciodată nu a fost mai falsă și mai periculoasă pentru sănătatea noastră cunoscută expresie Vox Populi, Vox Dei. A mânca din orice pom din grădină era un exercițiu de cunoaștere. Fiecare era purtător de cunoștințe asimilate binelui. Împreună cu Dumnezeu, calea dezvoltării prin studiu și experiment a fost și este totdeauna deschisă. Dar, de la început, cunoașterea răului era proscrisă. Iar istoria confirmă justeția unui astfel de hotărâri. De câtă suferință ar fi fost scutit neamul omenesc dacă ar fi rămas în paradigma cunoașterii binelui. Responsabilitate decizională, să nu mănânci. Primii noștri părinți au știut de la început ce ar putea să se întâmple în cazul neascultării. Însă doar când au rămas goi și-au dat seama de consecințele ascultării de cel rău. Și astăzi, multe căi se par bune omului, dar la urmă văd că duc la moarte, definiția eșecului final și irreversibil. Dorința lui Dumnezeu pentru om și omenire a rămas aceeași. Îți pun înainte viața și moartea. Alege viața ca să trăiești. E o decizie care ne aparține doar în măsura în care acceptăm condițiile divine. Este exclus să avem viață și în același timp să ne păstrăm valorile noastre păcătoase. Suntem chemați să cunoaștem și să decidem. De aceea dorim, în ceea ce privește stilul de viață, să vă invităm să descoperim împreună marile adevăruri biblice și științifice care ne aduc împlinire deplină atât fizică cât și sufletească. În lista lui Pavel găsim pe cei care au decis să fie cu Dumnezeu în ciuda marilor oportunități pe care le aveau să se realizeze în aspirațiile firii pământești. Cei ce vorbesc în felul acesta arată dezlușit că sunt în căutarea unei patrii, ne spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 11. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci te-a pregătit o cetate. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, nu a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. De acolo, din zorii istoriei, Dumnezeu ne-a dat lecții și concepte pe care timpul le face și mai strălucitoare. Din generațiile de la început nu au mai rămas decât ruine și însemnări incomplete despre Babel, Shinear ori Babilon. Însă, din timpul edenic rămân încă și vor fi marile elemente de construcție socială, familială
și, desigur, de sănătate, ca o definiție a unei vieți pe care Creatorul o pregătise pentru noi. La fel de profundă rămâne și declarația manifestă a lui Iov, care în cea mai grea clipă a sa, fără copii, fără bunuri și slujitori, neînțeles de o soție, găsește cuvintele unei restaurări depline. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. În Ioan ni se spune că Iisus a venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Aceasta este cea mai completă definiție a sănătății și vă provocăm să-i descoperim împreună complexele ei sensuri prin programele ce urmează să le desfășurăm în cadrul bisericii. Amin.